În seara, bun găsit la Fotbal Show. Suntem în primă luptă, în plină luptă la titlu. Se dă această luptă la titlu, parcă mai aprica oricând în Superliga României. Farul doar egal astăzi pe terenul celor de la FC Argeș și urmează FC Voluntari, FCSB, un alt meci foarte așteptat, foarte important, foarte interesant în această luptă la titlu. După ce ieri Universitatea Craiova învinge CFR Cluj și ne aflăm în această zonă în care parcă nu mai avem o favorită certă, așa cum era se întâmpla în sezoanele trecute. Așteptăm reacțiile după acest meci și sigur ne pregătim de partida serii. Astăzi în studio chiar număram aproape jucători cu aproape 1000 de meciuri în carieră. Lucian Goian, Adrian Cristea, Răzvan Pleșca, bun găsit, domnilor! Bună seara! Bună seara! Fiecare cu peste 300 de meciuri, m-am uitat eu așa rapid, jucate în Liga 1, dar nu numai. Aș începe cu faza aceea în care ne-am așteptat noi să dea penalti. Așteptam să intrăm în direct, era finalul meciului și ce s-a întâmplat aici, domnule? Ce ziceți? Că ar putea fi o fază foarte importantă în toată povestea asta cu lupta la titlu, vă rog. Mie se pare o decizie ciudată. Din ce am văzut pe reluări, deci e clar că lovește, deci este contact. Deci jucătorul de la Argeș nu dă minge. Nu dă minge. Păi se dă corner. Dar totuși a dat corner. Deci e clar că a greșit cumva. Deci ori dai fault în atac, o să spui, să interpretezi că este fault în atac. De ce? Că atacantul a pus piciorul în fața, s-a interpus între minge și... Da. Dar pe de altă parte pot să interpretez că a fost penalti pentru că este contact, vrea să joace mingea, atacantul fiind mai rapid a pus piciorul în fața mingei și se poate da penalti. Deci contact este. Corner nu este în niciun caz. Clar. Adrian, ce zici? Părerea mea că e o fază interpretabilă, zic eu. De ce? Aceasta, că sunt multe faze de genul acesta în care atacantul pune repede piciorul în fața adversarului. Uh-huh. Eu nu știu dacă aș fi dat penalti, deoarece... Scuză-mă puțin, sunt faze în care atacantul pune piciorul, mi-am dat seama acum la reluarea asta, dar nu duce piciorul spre minge, dar atacantul are piciorul aproape de minge. El vrea să joace mingea. Da, nu e în controlul balonului. Nu este, dar este aproape de minge piciorul. Nu e în control, da. Păi este, de ce nu e în control? Cum, e ca și cum... Păi și dacă nu facultează, dacă nu-l atinge. Nu, e ca și cum eu aș vrea să-și dau minge și atacant spune pune repede piciorul în față. Uh-huh. Acolo nu, acolo nu, dar aici... Nu e în controlul balonului. Pa, da, dar unde e mingea? La cine e mingea? Unde, cine are prim planul acum? Are jucătorul de... Și a pus piciorul în față și... Da, dacă nu-l atinge... Jucătorul afară poate să finalizeze sau să-și facă preluare. Ciudată fază, oricum. Cred că specialiștii ar fi mai în măsură să dea. Fază grea, dar mi s-a părut... Specialiștii i-am văzut la meci. Dar mi s-a părut, sincer, mi s-a părut foarte, foarte, foarte ușor să a trecut peste această fază. Da, bine. A fost o fază importantă și... Puțin s-a comunicat cu camera. Așteaptă arbitrii români, așteaptă la unele decizii mult mai clare, așteaptă câte 7-8 minute pe teren. Iar asta mi s-a părut că a dat foarte repede decizia, putea să mai aștepte și să eventual să... Oricum, imprudența fundașului central. Nu avea voie, să facă așa ceva în care putea să respingă din prima. Sunt circunstanțe de penalti, trebuia să vadă faza, zic eu, să prefadă și lua o decizie. Da, asta iarăși, da, aceeași problemă. De ce nu merg oamenii ăștia să vadă? Că tot sunt monitoare, va. Și oricum, corna a costat tehnologia asta, m-a dus-o în România, aici nu folosim dacă tot am dat bani pe ea. Hai să vedem o primă reacție, îl văd pe Artean. Bună seara, Andrei. Remiza astăzi pentru voi. N-ați putut profita de pasul greșit de CFR și să vă distanțați acolo unde suntem. Cum a fost astăzi lupta de aici, de la FC Argeș? Da, a fost un meci foarte greu, cum de altfel au fost toate care le-am jucat aici. O echipă bună, o echipă, pot să spun că era puțin rănită, pentru că n-au avut rezultatele care și le doreau în acest start de campionat. Ne pare rău pentru că și noi ne doream să ne distanțăm puțin de CFR. Făceam 4 puncte, ne-am gândit la chestia asta, sincer. Dar acum luăm ce am făcut în acest meci. Bine că n-am pierdut până la urma urmei și am pus încă un punct acolo. Sperăm să facem cât mai multe puncte. Ați dominat meciul, dar n-ați pus așa probleme cum puneți voi de obicei acolo în atac. De ce n-a funcționat atât de bine atacul vostru? Să puteți să marcați. Cred că pot spune că și starea gazonului a făcut acest lucru, pentru că, sincer, a fost un teren foarte, foarte rău.
nu ne căutăm alibiuri, dar suntem o echipă, spun eu, tehnică, cu jucători de mare calitate în față și au nevoie de teren bun pentru a-și etala calitățile, să spun așa, și cred că acest lucru a făcut să nu avem acea calitate în față și să marcăm astăzi. Ne pare rău. Cum se anunță lupta mai departe? Pentru că e clar, o să fie un play-off foarte încins, ceea ce e foarte bine pentru noi privitorii. Însă cum vedeți voi lupta și cum vă faceți calculele? Da, cu siguranță va fi un play-off foarte frumos, pentru că sunt echipe foarte bune, spun eu, un campionat foarte bun anul acesta și cu siguranță spectatorii se vor bucura de un fotbal de calitate. Sperăm să terminăm noi acolo pe primul loc, pentru că asta ne dorim. Am ajuns aici, am demonstrat că nu cred că e o echipă mai bună decât noi în acest campionat. Nu ne simțim inferiori nimănui și sperăm să rămânem acolo pe primul loc. Era o săptămână perfectă pentru voi, pentru că a fost victoria cu Craiova, ați revenit pe primul loc, a venit decizia ta, puteți să jucați în Europa, a pierdut și CFR-ul, părea totul perfect pentru voi. Da, așa e. Acum, cum am spus mai devreme, ne pare rău că n-am putut câștiga, pentru că veneam după un meci bun acasă, cu o echipă foarte bună Craiova, un meci foarte bun făcut de noi și ne doream și asta să câștigăm. Știam că ne va întâlni un adversar foarte, foarte greu de învins și acum, cum am spus, luăm ce am făcut, rămânem cu acest punct și mergem mai departe. Mulțumesc! Seară bună! Da, l-am ascultat pe Artean. Cum e? E cea mai interesantă luptă la titlu care se prefigurează în acest sezon? Stăteam și mă uitam, 5 echipe se vor bate la campionat. Și va fi o luptă strânsă și pentru al 6-lea loc de play-off. Pentru că și acolo este lupta strânsă. Dar ciudat este faptul că CFR-ul, chiar dacă a pierdut aseară, CFR-ul și când pierde, nu pierde tot. Ei, norocul lui proverbial al lui Petrescu încă funcționează. Dacă câștiga astăzi, se distanța. Lupta va fi strânsă și la cupele europene. Absolut. Pentru că în Cupa României mai e doar CFR Cluj, care probabil nu va pune accent. Și atunci va câștiga Cupa României o echipă care nu va fi în primele 5, ceea ce înseamnă că din campionat doar locul 2 și 3 vor merge în cupele europene. 3 chiar va da baraj. Atunci înseamnă că mai între Craiova, Rapid sau Farul vor rămâne sau FCSB. În afară. Exact. Și în afara cupelor europene. Pare că vom avea cea mai tare luptă la titlu din ultimii 5 ani. Nu? E un campionat strâns. Toate echipele au. Dar au șase. Vine lupta asta mai strânsă acum pentru că a scăzut CFR în valoare? Păi, și meciul de ele s-a văzut că CFR-ul nu e într-o perioadă foarte bună. A avut două înfrângeri la rând. Nu cred că s-a mai întâmplat de foarte mult timp să aibă două înfrângeri la rând. Și cu contracandidate. Meciuri grele, meciuri tari. Exact, într-o perioadă foarte bună. Nu știu, mi s-a părut și la meciul de ieri că CFR-ul nu are un plan B, să zic așa. Dacă sunt primii care primesc gol, e greu să mai revină CFR-ul. Nu știu, n-au destulă creativitate, mi se pare. N-au destulă, nu e un jucător care să vină cu ceva în plus sau să rupă puțin jocul, să vină cu o fază, să inventeze ceva. Ei sunt aceiași cum îi știm. Un joc solid. Asta cu planul organizat. Cu planul B bună. Da, da, da. Au fost de multe ori nevoiți să apeleze asta planul 2, pentru că foarte rar a fost. Da, într-o astfel de luptă trebuie să ai și așa ceva. Și cu astfel de lot. Da, foarte important. Mă uitam, Craiova, uite, este Ivan în evidență. FCSB are niște jucători care tot timpul vin și salvează oarecum situația. Chiar și Farul. La CFR cine e vedeta? Cine e ăla care vine și salvează? Nu care să zici că poate să inventeze ceva, să vină cu ceva în plus. Singurul Krasniqi care a mai mișcat ceva, dar e de-abia la început. Da, da, gândește că după primul meci n-a mai fost ce era. Petrilă e un jucător mai tehnic și care să zici că poate să vină cu ceva. Va fi un campionat care ar putea fi decis de oamenii ăștia, de jucătorii de geniu, nu știu, e exagerat. Noi nu prea mai avem jucători de geniu în România. Dar de jucătorii care pot să rupă echilibru? Nu, campionatul se câștigă ca și echipă, zic eu, nu e neapărat un jucător anume. Și cum ai spus și tu, nu prea mai sunt la noi jucători de geniu, cum ai spus, sau de acest tip. Da, clar. Hai să vedem ce spune și Straton. Straton, astăzi o să vedem ce a făcut, l-a ridiculizat, la un moment dat, pe Alibec. Bună seara, Cătălin, o remiză pentru voi, un punct foarte important, sărbătorit așa din plin de vestiarul vostru. Cum e pentru tine acest rezultat? Bună seara, un punct mai mult de moral, având în vedere că am jucat cu echipa care se pare că
se bate la titlu cu șanse reale, o echipă bună, o echipă construită de domnul Hagi din toate punctele de vedere foarte bine. Din punctul meu de vedere este un egal mai mult pentru a ne forma ca echipă, a crea un grup, pentru că au venit mulți jucători. Eu, sincer, îmi doream o victorie, cu tot respectul pentru cei de la Hagi, jucam acasă și chiar aveam nevoie, dar să zicem că e bun și punctul acesta. Tactica a fost și pentru o victorie, pentru că a părut așa că Garita n-a fost foarte bine susținut de acolo în față. Fiecare meci, Marius încearcă să-l joace la victorie, dar când întâlnești fotbaliști foarte buni, fotbaliști de lor național, sunt momente în care te presează și lucrurile nu mai sunt ca în cabină. Iar pe parcursul unui meci întâlnești în fază. Trebuie să te adaptezi la ele, iar lucrurile să sperăm că vor fi cum trebuie. Sincer, ți-a fost teamă la începutul meciului, înaintea meciului, că ar putea fi așa un meci cu multe goluri, pentru că știm, Faru este o echipă ofensivă, are un atac foarte bun. Ți-era teamă că ar putea să nu reziste defensiva voastră? Păi dacă aș intra cu gândul ăsta că iau multe de la Faru, mai bine nu mai intru. Nu, am intrat cu gândul că o să câștigăm, știu că ne-am pregătit bine, a fost o schimbare și în vestiar așa de atitudine la noi jucătorii și speram într-un rezultat bun. Te-am văzut, l-ai driblat și pe Alibec, cum ai simțit acolo faza aceea? Să știți că nu l-am driblat, mi-a venit mingea pe stângul și ca să nu dau un out, pentru că s-au schimbat mult filozofia la noi, decât să fiu ciortat că o dau un out, am preferat să mă stăpânesc, să joc ușor la margine. Suflul ăsta a venit și pentru că Marius Croitoru a putut să fie la nivelul gazonului și a ispășit așa pedeapsa dictată de Comisia de Disciplină? Întotdeauna este bine când ai antrenorul lângă tine, îți transmite altfel lucrurile, știi că ai un om acolo pe margine care respecti cu sfințenie pentru că este antrenorul tău, nu că noi am respectat și pe ceilalți, dar ce să-i transmit? Bine a revenit! E un punct care vă dă încredere? Al doilea punct consecutiv, practic. Vă dă încredere lucrul acesta? Este un punct care trebuie legat cu alte victorii. Nu suntem într-o situație foarte favorabilă, punctele se vor înjumătăți. Mai avem de muncă, nu. Deocamdată nu mă bucur foarte, foarte mult de acest punct. Mulțumesc mult! Straton n-a avut foarte mult de apărat astăzi, nu? Nu, dar a dat siguranță. E altceva cu el în poartă pentru... Da, mă referam la faptul că nici n-a fost foarte periculoasă farul ăsta. Ar fi ca o concluzie. Hai să vedem dribbling-ul acela până luăm publicitate. Că l-a dribblat Straton pe Alibec. Asta vedem rar. Mai vedem o dată. Uite aici. Avem specialist în dribbling-uri Adrian Cristea și specialist în portare. Zvan Preșca aici. Vă rog. Da, frumos. N-am mai, de pe vremea lui Lobonț n-am mai văzut foarte frumos care să dribleze. De aici se vede mai bine, ea. Bun, bravo. Talpa, stăpânire greu, de sine. Acum, portare joacă foarte mult 5 contra 2 și asta le aveți la 5 contra 2. Nu, a avut curaj, chiar a avut curaj ce să... Și Dani Homer, dribleze. Era mai și în lateral, puțin, totuși... Da, dar uite, se simte relaxat. În postura asta. Faza meciului. Frumoasă. A fost un meci urât. Faza meciului. S-o dă mai multă, dar să nu mai fac. Să nu mai fac. Hai că luăm publicitate și o mai vedem după. Îl așteptăm pe Alibel la declarație. Vine și Gicagi. Întors, suntem cu ochii pe această luptă la titlu. Meciurile parcă tot mai interesante în Superliga. Imediat joacă FC Voluntar, FCSB. Hagi face egal astăzi pe terenul lui FC Argeș. S-a simțit presiunea? Credeți că s-a simțit presiunea la Faru? Adică câștigi, te distanțezi de CFR. Sunt în momentul ăsta în care îți trebuie continuitate, nu la o luptă la titlu. Ok, îți iese în derbiuri, dar îți trebuie și cu echipa asta. Dacă a fost presiune neapărat, să nu fi fost o oarecare relaxare. Mm-hmm. Pentru că dacă CFR câștiga, poate îi ținea puțin mai în gardă. Dar cred că Gică Hagi are experiență și ca jucător și ca antrenor și cred că nu le-a permis să facă acest lucru. Bun, nu știu, poate și ora la care s-a disputat meciul, nu putem să vorbim de presiune. Mai este mult de jucat, nu cred că este vorba de presiune. Chiar dacă au jucători foarte tineri și dacă o să ajungă Farul să joace meciuri decisive, cred că vor fi în dezavantaj din acest punct de vedere, pentru că în afară de 2-3 jucători, nu prea au jucători cu experiență, jucători care să fi jucat meciuri cu trofeu pe masă. Și CFR-ul și FCSB chiar au jucători de genul ăsta. Câștigă la FCSB, câștigă cu Craiova
într-o manieră destul de clară. Totuși, Farul a arătat ceva. Astăzi ce s-a întâmplat? Uite, vedem pe Mazilu, ăsta e Sârbu, dar vedem și pe Mazilu, l-am văzut în imagine. Parcă n-a mai fost cum ca meciul trecut. A fost un meci închis, un meci urât, așa să zic. Cred că cei de la FC Argeș, venind după o perioadă nefastă, au vrut să fie mai siguri, să se închidă un pic, să nu depindă spații celor de la Farul, având în vedere că Farul au jucători cu viteză, jucători care cu reacție, care iubesc să aibă spațiu și cei la FC Argeș s-au închis. Poți păstra un nivel ridicat cu puștii ăștia? E dificil de acest... Jucătorii tineri sunt cam inconstanți de fel. Ei joacă cu entuziasm, cu plăcere, cu entuziasm, dar e altceva față de un jucător cu experiență care știe să gestioneze anumite momente din joc. Zi-mi părerea ta despre Sali, Enes Sali. S-a tot vorbit de băiatul ăsta. La un moment dat vrea nu știu câte echipe naționale. La echipa națională de foarte tânăr, ca să nu îi ia alții. Exact, probabil l-au chemat ca să nu... Nu, dar se justifică toate lucrurile astea? Pe l-au chemat ca să nu poți să le alții. Dar mie nu mi s-a părut corect ce a făcut. Să ții rezerv. Ok, bun. Asta. Pentru că l-au antamat cumva. Adică ca la... Încă nu l-au antamat, că poți să... mai trebuie niște meciuri. Câte meciuri mai trebuie să joace? Trebuie 3 meciuri. Mai un meci. Parcă. Dacă joci un meci... Nu, s-a schimbat. Anul trecut s-a schimbat. Dar trebuie să joci vreo 3 meciuri. 3 meciuri oficiale. 3 meciuri, da, ca să rămâi. Dar oricum, e de valoarea de care se vorbește. Atunci când a chemat prima dată, părerea mea că nu merita să... Să-l cheme. Da. Dar, cum am spus, l-a chemat, o să-l cheme 3 meciuri pentru a-l avea pentru națională. E de viitor, un jucător tânăr de viitor. Cum Hagi are atâția copii talentați. De ce îți place, Sali? Îmi place. Pare calități foarte bune. Suferă un pic la fizic, la înălțime. Am văzut. Nu e prea înalt. Dar depinde de el cum se va dezvolta și cum va evolua. Hagi, hai să vedem ce spune el. Bună seara, domnule Hagi. Cei de la FC Argeș au fost așa oaspeți drăguți pentru că v-au premiat la final, la începutul meciului, dar după aceea s-au schimbat lucrurile. Care ar fi concluziile după lupta aceasta? Am început meciul, ei au început mai bine ca noi. Știam că o să vină agresiv, că le place și lor să fie agresivi în jumătatea adversă. După aceea, după 15-20 minute, a început să... Avem inițiativa să controlăm meciul, ritmul și intensitatea jocului. Am încercat să construim, să facem lucruri. Câteodată terenul care, să zicem, poate a influențat puțin. Câteodată calitatea jucătorului în ultimii 30 de metri puteam să fim mai inspirați. Odată ești, odată nu. Am avut șanse, puteam să câștigăm. Practic, echipa gazdă nu și-a creat mai nicio ocazie. Noi am avut și cornere și astea, dar... Da, într-un fel bine că n-am luat gol. În al doilea lucru, nu-mi place că n-am marcat. E rar greu pentru că și-au schimbat și sistemul. Repriza a doua au jucat cu 3 fundași centrali. Părea așa, în ce mai greu de desfăcut defensiva lor? Nu, eu zic că noi am încercat să facem. Cred că trebuie să fie în ultimii 30 de metri mult mai... O combinație și finalizare mult mai bine. Mai inspirați, mai decisivi, mai penetranți. Dar... Mai sunt și momente și zile din acestea, că cred eu că echipa arăta că are personalitate, jucătorii și-au dorit, au vrut, au jucat foarte bine defensiv. Ne-am făcut presiune, am reacționat pe mingii pierdute, am fost acolo. Deci o echipă care, cred eu că, crește de la meci la meci. Îi țineți în priză pe acest jucător, dar poate a fost un pic și euforia unei săptămâni cu rezultate bune, cu decizie tasă, cu... Noi nu ne abatem de la drumul nostru, care îl avem, acela de a crea o mentalitate de învingător la Constanța și suntem în fiecare zi, mai punem câte o cărămidă, e bine, sunt mulțumit drumul pe care mergem și Doamne ajută să fie așa și continuare. E puțin dependent de echipa dumneavoastră și de inspirația lui Ali Bek? E dependentă de gol. Nu putem să depindem de un jucător. E bine să ai jucători ca Denis și ca toți ceilalți, ca Luis Munteanu, dar eu zic că nu suntem, o echipă nu poate să stea doar într-unul, toți trebuie să jucăm bine, și defensiv și ofensiv, ambele faze, câteodată o să iasă Denis, câteodată iasă altcineva, cred că am demonstrat că n-au fost alții că au jucat, dar jucătorul
nu în fiecare zi este inspirat sau poate să intre orice, poate și adversarul are merite foarte bune, că s-a apărat foarte bine astăzi sau au încercat să facă un joc de apărare foarte bun și aici s-a scris meciul, da? Îmi pare rău că n-am marcat și fericit că n-am luat gol. Două puncte avans în fața CFR-ului, cum se anunță pentru dumneavoastră lupta aceasta? Sunt meciuri în continuare, deocamdată ne gândim la celelalte meciuri care sunt până să intrăm în play-off și după aceea o să începem să vorbim la câte puncte am făcut și după aceea putem să discutăm mai concret cine care se va bate pentru a câștiga campionatul. Vă mai aduceți jucători? Vă mai interesează? Nu, le-am zis echipei, am zis și am și declarat 99,9% suntem compleți, cred eu, chiar dacă mai era loc de un mijlocaș, dar o să ne uităm prin Academie să vedem ce aducem de acolo. Vă mulțumesc! Înțeleg că Mihai Pintilie a refuzat să se prezinte la Flash interviul de dinainte de meci, imediat o să-l ascultăm pe Mihai Stoica în locul lui Mihai Pintilie la FC Voluntari cu FCSB. Vorbea Hagi până atunci despre importanța golului și înțeleg eu unui marcator important, nu? Și chiar dacă nu i-a plăcut, cred că e dependent farul, e dependentă farul de Alibec. Adică are nevoie de un Alibec în formă maximă să ia titlul. Da, cum a spus Adrian foarte bine, referitor la CFR Cluj, mi se pare că și farul au problema asta, ei nu au un plan B. Dacă Alibec are o zi mai slabă, ei nu au altă soluție cu care să schimbe sistemul de joc sau dacă întâlnesc o echipă ca FC Argeș, care nu s-a deschis ca FCSB sau ca și Craiova, atunci ei nu au venit cu nimic, nu au putut să-i surprindă. Farul mai au câțiva jucători, mai e și Luis Munteanu, mai zici tu Enes Ali, mai sunt câțiva jucători cu calitate care pot inventa ceva. Interesantă lupta asta la titlu, asemenea ce spune și Ali Bec și apoi ne îndreptăm către FCSB, vedem ce s-a întâmplat acolo. Ali Bec. Seara, Denis, o remiză pentru voi, un punct obținut astăzi și nu profitați de pasul greșit al CFR-ului, însă cum vine pentru voi acest rezultat? Da, FCR s-a apărat foarte bine, n-am reușit să-i desfacem, am avut câteva ocazii de a marca, dar nu am reușit să înscriem și terenul foarte prost, dar nu este asta o scuză. Vă încurcă echipele care se apără așa aglomerat? Da, normal, pentru că nu ai spații, nu, jocul nostru e făcut pe combinații, pe spații și s-a văzut cu acesta, nu am avut calitate în ultimii 30 de metri. E bine totuși? Da, ne-am întors pentru că stăm de vorbă cu Victor Becali. Bună seara, domn Becali! Bună seara! V-am deranjat pentru niște clarități, niște amănunte, dacă puteți să ne dați în legătură cu ultimele transferuri sau cu ultimele oferte pentru jucătorii români, dacă dar până atunci... Vă dau cu plăcere. Da, mulțumim. Dar până atunci, cine a titlul? Că pare că e cel mai interesant sezon ăsta. Dom'le, dacă vrea să știți cine lua titlul, să luați până amintică, dragă. Da, da, da. E lăsă ori acolo din Bălțeni. Da. Nu știu, va fi un campionat poate cel mai disputat campionat. Adică în mai multe echipe, spunem. Între mai multe echipe. Că poate intra și Craiova în toată povestea asta. Mm-hmm. Cred că intră, nu că poate intra. Să acum... rezultatele sigur câștigă, adică FCSB-ul trebuie să câștigi, dacă câștigă rezultatele au fost în favoarea FCSB-ul, dar a pierdut CFR-ul egal farul, asta este, rezultatele sunt în favoarea lor, dar trebuie să câștigi în seara asta. Da, un meci foarte important și acesta. Apropo de Craiova, Ivan ar mai avea acum trecere în străinătate, ar mai putea prezenta interes pentru o echipă în străinătate după ce n-a reușit în Rusia și în Austria? Da, nu e vrea, foarte tânăr când s-a dus în Rusia și în Austria, nu, de ce nu? Dacă depinde totul, depinde de evoluțiile lui. Uh-huh. Deci contează prezentul, nu? Da, bineînțeles. Uh-huh. Olaru, urmărit de Rangers? De Rangers s-a mai spus,
Olaru este un jucător urmărit de multe echipe, dar deocamdată, adică de iarna era mai greu de făcut un transfer, pentru că totuși Olaru, pretențiile pentru Olaru sunt, să spunem, mari. Sunt astea pretențiile clubului, dar echipele în iarnă fac mai mult reparații decât reparațiune, cum se spune, nu? Da, vom vedea ce va fi la vară, nu știu, deocamdată așa să discutăm, nu știu, nu are niciun rost. Vom vedea ce va fi la vară, dar depinde foarte mult și de evoluțiile lui. Dar el e un jucător constant așa de felul lui, dar depinde de să fie sănătos, să nu aibă accidentări, să nu... Și mi se pare că e un jucător care se caută acum în Europa, acest box to box. Da, este un jucător, da. Postul și rolul care îl joacă, el este un jucător, un post care se caută. Dar interesul lui Rangers e de mai de mult? Știați de mult? Bine, eu nu știu dacă este adevărat, nu știu. Noi sunt echipe care îl urmăresc pe Teolar, nu neapărat Rangers. Am înțeles. Ne puteți spune în ce campionate sunt? Nu, pentru că nu are niciun rost. Deci să vorbim de lucruri care nu se... Bun. Când se concretizează, când sunt aproape de a se concretizează. Să vorbim, ați văzut, așa se fac foarte multe transferuri, se discută, pleacă nu știu unde, nu știu cine, nu știu, dar de fapt nu mai pleacă. Da, sigur. Haideți să fim... Noi nu facem, n-am făcut niciodată așa. Fiecare să facă cum vrea. Bun, încă o știre. Am văzut că ar fi dorit Moruțan în Serie A. Moruțan acum nu mai poate fi dorit până în vară. Dar Pisa poate și ea să promoveze. Și atunci s-ar duce direct în Serie A cu Pisa, care are acest drept de opțiune. Are opțiunea este a Pisei, nu poate să facă altcineva. Și dacă Pisa în vară, până în mai sau nu știu când, are opțiunea. Deci ei pot activa opțiunea și este jucătorul lor. 5,5 milioane opțiunea? Da. Am înțeles. 5,5 milioane, așa este. Dar evoluțiile lui sunt bune, joacă bine... Eu cred că se va face opțiunea. Acum vom vedea. Nu știu, dacă nu, se întoarce la Galatasaray sau are altă variantă. Nu e problemă. Dacă are evoluții bune, variante există. Pentru ca Pisa să activeze această opțiune, crezi că e nevoie să promoveze? Nu e neapărat. Deci are bani să plătească atât chiar dacă... Pisa este un club stabil financiar, poate plăti această sumă. În regulă. V-a mirat faptul că nu s-a dus Paraschiv la Dinamo Kiev? Nu m-am mirat. Nu știu, am văzut titlul Paraschiv îl refuză pe Lucescu. Paraschiv nu l-a refuzat pe Lucescu. Dar se duce ce? Se duce în război? Da. Nu? Avem un Tonea Mircea Lucescu, erou, stă acolo, nu? Printre bombardamente. Mai trebuia încă unul. Deci înțelege jucătorul că nu vrea să meargă acolo. Îl înțeleg, da. Sigur că îl înțeleg. Este viața lui, băiat tânăr. Ce să facă? Dar nu știu. Nici nu știu cât de real a fost. Dacă nu, că așa am mai văzut că la Galat sau nu știu cine a făcut ofertă pentru Kievul, pentru Colici sau nu știu cine. Deci pe milioane. Da. Milioanele astea se învârt așa. Se vorbește atâta de milioanele astea de parcă ar fi paie. Da. Știi ce ne miră? Că, nu știu, fotbal române se duce în jos, dar jucătorii români tot mai au trecere. Tot mai vindeți niște jucători. Acum, ori din relațiile pe care le aveți dumneavoastră, ori, nu știu, pariază pe tinerii români, nu înțelegem de ce uneori. Dom'le, și relațiile, ce faci? Poți să-i aduci să vadă care este din ce în ce mai greu, să-i aduci și să vadă campionatul nostru
Dar, până la urmă, ei decid. Adică, calitățile îi conving. Dar, multe ori nu... Adică, nu prea funcționează. Uitați, se duc croați, se duc sârbi. Noi ne mirăm de ce costă croați și sârbi atât. Costă pentru că ei confirmă de unde se duc. Da, absolut. Și atunci, sigur că prețurile... Uitați câți jucători avem noi titulari, câți jucători... Nu mai discutăm fondul lor de jucători, că nu asta e. Dar problema ar fi că dacă evoluțiile pune are unui jucător, poate, adică este bine pentru el, pentru un viitor transfer, dar și pentru... poate trage altul după el. Adică să înceapă, să crească încrederea în, în jucătorii noștri. Bună seara, Ana Victor, Lucian Goian sunt. Salut, salut, Lucian. În primul rând... vreau să vă, să vă spun că vă port un respect deosebit, că m-ați ajutat în cel mai important moment al carierei mele și împreună cu domnul Borcea m-a trimis în Italia la operație și la recuperare și am putut să joc mult și bine și mulțumesc pentru asta. Vreau să vă întreb de Paraschiv. Da. Din punctul meu de vedere, este printre cei mai buni tineri în momentul ăsta din campionatul intern. Credeți că ar fi mai bine pentru el acum să, să mai poate progresa la Hermannstadt? Ar fi bine pentru el să meargă la o echipă de top din România, să confirme și acolo măcar un an de zile, după care să fie pregătit pentru o echipă puternică în străinătate? Normal că ar fi. Cum ar fi ideal să facă un pas? Să facă un pas. Să facă un pas la o echipă cu alte pretenții. Deși Hermannstadt anul ăsta pot să spui că a avut, poate și-au depășit condiția, din punctul meu de vedere. Dar să, să ajungi la o echipă care să plătească oameni, trebuie să joci la un alt nivel. Asta este părerea mea, fără să se supere nimeni. Și tu, Lucian, știi foarte bine că ai jucat la Dinamo, știi ce înseamnă alt nivel la Dinamo, nu de acum, la Dinamo de atunci. Este alt nivel și atunci poți să fii mult mai pregătit pentru a face un pas afară. Și încă ceva voiam să vă întreb, pentru dumneavoastră ca impresar, ca impresari români, este mult mai greu să vindeți jucători, să propuneți jucători când nu mai avem rezultate în cupe europene. Așa este? Normal. Are, uite, rezultate în cupe europene, se spune că a mai făcut CFR-ul în ultimul timp, dar CFR-ul nu are tineri. Cred că în momentele în care erau 4-5 echipe în cupe europene, era Steaua, Dinamo, Rapid, da, atunci. Da, cred că sigur că era cu totul altceva. Pentru că atunci acolo, lumea acolo se uită. Corect. La cupele europene. În regulă. Înțeleg că Ianis Hagi astăzi primul meci ca titular după o pauză lungă. Ianis va rămâne la Rangers sau va pleca? Deocamdată el are, și-a prelungit contractul, acolo va rămâne, el iubit, vine după o perioadă lungă de accidentare, nu cred că... Pentru el e cel mai bine să rămână? Trebuie timp să-și intre în... Poftim? E cel mai bine pentru el să rămână acolo? Dom'le, depinde ce va fi, pentru că deocamdată e cel mai bine pentru că acolo este el și este iubit, este apreciat, i s-a dat încredere... Deocamdată este bine acolo. Dacă va fi altceva, va fi în urma evoluțiilor lor, pentru că calitățile lui, oamenii le știu calitățile. Dar acum îi trebuie să își reintre în ritm. Interesul de la Galatasaray a fost real? Interesul de la Galatasaray? La Galatasaray au fost transferați toți jucătorii români. Prin presă. Au fost prin presă, da. De asta vă și întreb, Man, da. Și Mihailă, și toată lumea. Toți ajung la Galatasaray. Da. Deci n-a fost foarte real interesul. Da, am înțeles. Mulțumim tare mult pentru amabilitate. Salutate, o seară bună, vă salut. Să aveți o seară bună, la revedere. Vă mai așteptăm la noi, mulțumim. Publicitate, spun colegii. Ne întoarcem, îl ascultăm pe Mihai Stoica și vorbim de meci. La Fotba Show, iată ce spune Victor Becalică, mai multe lucruri despre Olaru. Sigur, meci important și pentru jucătorii ăștia urmăriți, nu? Olaru, de ce? Ce se întâmplă cu Olaru? De ce a marcat un singur gol în sezonul ăsta? El obișnuit fiind cu mai multe reușite. Mai spui și tu, Olaru e un jucător foarte bun, îmi place și mie foarte mult.
mai spus și tu, e un jucător ăsta box to box, cum zic englezii, are capacitate foarte bună de efort, apare și în față. Îl vezi pregătit acum să plece la echipă importantă de afară? E pregătit din toate punctele de vedere? Așa s-a spus de mult jucător că e pregătit și n-a reușit. Depinde, nu poți să spui, nu e siguranță la niciun jucător, mai ales român, mai ales în fotbalul actual. Ce ziceți de anomalia asta? VPF îi dă titlul de antrenorul etapei lui Pintilii, etapa trecută. Condițiile în care cei de la școala de antrenori reclamă pe Pintilii că el nu e antrenor și că ce caută pe bancă și e la comisia de disciplină. Și mie mi se pare asta e ca o glumă proastă. Cum? Adică Pintilii e antrenor etape dacă el nu e antrenor. Nu e prima dată când Liga Profesionistă a niște decizii total opuse față de Federația Română de Fotbal. Pare că se faultează. Există niște fricțiuni între cele două foruri și chiar și cu asta, cu Sepsii Craiova. Da. Cu meciul ăla. Practic, Federația a hotărât întreruperea meciului, decizie cu care Liga nu prea a fost de acord. Mihai Stoica, să vedem ce spune chiar despre asta. Bună seara, domnule Mihai Stoica. O etapă perfectă până acum pentru echipa dumneavoastră, însă ar trebui și o victorie în această seară, nu? Quasi perfectă. La perfectă dacă bătea FCA, deci mă glumesc. Da, nimic nu are nicio valoare dacă noi nu câștigăm aici. Știm foarte bine că ne-a fost greu mai mereu pe stadionul ăsta. Sper să ieșim din tipare și să facem un joc bun, măcar, știu eu, 75% din ce am jucat cu CFR. Reapare Coman în primul 11, mari așteptări? Foarte mari așteptări, pentru că Florin a fost în toată perioada de pregătire în Turcia și după ce ne-am întors, într-o formă de excepție. Spuneam înainte de meciul de la Cluj că am foarte mare încredere că băieții au trecut ușor peste drama pe care au trăit-o în ultimele secvențe ale meciului cu Farul și așa a fost. Mă bazam pe faptul că s-au antrenat foarte bine. Din nou, chiar dacă n-am avut un teren de iarbă, erau înghețate, știți foarte bine cum a fost vremea, chiar și pe terenurile sintetice pe care s-au antrenat, au arătat foarte bine, iar Coman a fost în top la fiecare antrenament. Tocmai de aia cred și sper că el va fi cel care va rezolva meciul. S-a discutat foarte mult înainte acestei partide, inclusiv despre un control antidoping pe care l-ar fi cerut echipa gazdă. Ne puteți da mai multe detalii? Cred că controlul trebuie să fie doping, nu antidoping, dar nu știm deocamdată nimic. Eu am spus în emisiune că există șanse ca acest control să nu fie la partida aceasta, ci să se lanseze zvonul ăsta prin presă, pentru că unii se gândesc că așa nu vor mai lua jucătorii noștri ceea ce presupun ei că iau pentru că aleargă mult. Nu, aleargă mult că se pregătesc bine. Da. Povestea asta cu dopingul. Adrian, ai lucrat cu noi, Bert. Am lucrat, dar și atunci a fost discuția asta că da. Că ne dopăm sau luăm ceva, că da. Beam și noi niște vitamine sau nu știu ce beam. Nu. S-a părut ceva suspect din ceva dat sau din ceva cerut Neuber vreodată? Sincer. Nu, am lucrat cu Neuber și mi s-a părut foarte, foarte bun, foarte pregătit. Gândește că făceam cu el, dacă făceam 15 minute, 20 minute de antrenament fizic, dar erau niște exerciții cu intensitate de 200%, adică aveam impresia că gata, nu mai pot, mă opresc, dar duceai până la final exercițiul. Deci. Avea metode neortodoxe? Avea și asta? Nu. Pur și simplu exerciții TRX, mult exerciții fizice, dar m-a spus scurte, dar cu intensitate foarte mare. Ozonoterapie ai făcut? N-am făcut. Nu ai făcut, nu? Da, interesant asta cu dopingul, dar cred că e o șicană. E o șicană. Mai tine asta? În ziua de azi? Nu știu acum. Asta mergea înainte. Vedem acum la meci. Război psihologic și asta mergea înainte, nu mai tine asta. Deci important în luptarea titlului. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Începe FC Voluntarie, FCSB. După sunt toate reacțiile de acolo. Vă fi colegii noștri și vă invit să rămâneți alături de noi.